Slăvit să fie Domnul! Mulțumesc Bunului Dumnezeu care m-a ajutat pentru prima dată să fiu în biserica aceasta. Am admirat clădirea frumoasă care o aveți. M-am uitat la voi și sunteți frumoși, cel puțin pe din afară. Apostolul Pavel în 2 Corinteni 4:16 spune că noi avem un om de afară și un om dinăuntru. În omul de afară arătați bine, arătați frumos. Și mă rog Domnului să ne ajute ca și în omul dinăuntru să fim tot frumoși. Mă uitam în pasajul acesta și am tras o concluzie că nu am nicio noutate din el. Aș fi vrut să vă spun ceva nou, dar Biblia e scrisă de 2000 de ani, zeci, sute, poate mii de predici de aici, și atunci m-am resemnat și am spus, am să repet tot ce știți dumneavoastră. Că la școală se spunea că repetiția e mama învățăturii. Și mă uitam în ce context a rostit Domnul pilda aceasta. Când el predica Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu prin satele și cetățile evreiești, s-a apropiat foarte mult de vameși, de păcătoși de acolo. Orice din clasa super religioasă, farisei, cărturari, cârteau împotriva Mântuitorului și spunea: el se împrătenește cu păcătoși, a intrat să mănânce la niște oameni păcătoși. Domnul, auzind cârtirea lor, în replică le spune pilda aceasta. Pentru că Domnul socotea și spunea că nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi, logic. Domnul considera că păcatul este o boală. Și pentru boala asta, în tratarea ei nu sunt injecții și pastile. În tratarea aceasta, eu compar adunarea așa cu un mare spital, unde vin și poate au venit și în seara aceasta oameni bolnavi, oameni legați de diferite patimi, de diferite pofte, de diferite neputinți. Și vreau în seara asta, Domnul să ne vindece pe toți. Sângele Domnului Iisus poate ierta orice păcat. Nu există în tot universul ăsta ceva mai valoros decât o picătură din sângele Mântuitorului. Când sângele Lui noi avem iertarea de păcate, în rănile Lui avem tămăduirea de orice boală trupească și rog pe Domnul în seara aceasta să ne vindece și sufletele și trupurile. Amin. Uitându-mă la pilda aceasta, am văzut că în capitolul 15 Domnul vorbește de pierdere. Dar întotdeauna vorbește și de o regăsire. Prima dată Domnul dă o pildă că un om avea 100 de oi și pierde una. Îi pierdere. A doua pildă, o femeie avea 10 lei și pierde unul. Deci din 100 pierde o oaie, din 10 lei pierde un leu. A treia pildă, din 2 pierde unul. Deci pierderile parcă se amplifică, parcă iau proporții tot mai mari. Și m-am oprit la pilda aceasta, câteva gânduri scurte. În primul rând mi-a spus eu consecințele plecării de acasă. Am o întrebare, am întrebat și pe alții și n-am răspunsul. Dacă mă puteți ajuta cu un răspuns, v-aș fi recunoscător. Oare de ce a plecat băietul ăsta de acasă? Atât m-am gândit. Avea familie, că avea tată, avea frate, nu e arătată o prezență feminină în pildă. Dar erau doi frați, înseamnă că avea mamă, avea tată. Măi, să ai o familie, să abandonezi familia, să-i întorci spatele și să pleci așa dintr-un dor de ducă. Avea
stare materială bună, că și-o cerut partea de avere și-o avut o vreme ce cheltui. Și oare de ce pleacă băiatul ăsta de acasă? N-am înțeles, nu știu. Dacă sunt familii în care au plecat copiii de acasă, voi știți oare de ce au plecat? De ce aleg unii să fie răi? Săptămâna trecută am fost chemat într-o familie, era o singură fată, o situație materială am observat eu, foarte, foarte bună, și spune fata noastră, o ales să nu ne mai asculte. Am vorbit cu ea și am spus, măi, cine te-a influențat pe tine? Ea spune, nu, eu am ales să fiu o fată rea. Nu intrăm în detalii. Am stat mult de vorbă. Mama să spune, frate Dragoș, atât am plâns. Tatusul care era, cred că un patron ceva, nu am... Îmi spune, frate Dragoș, eu să spun drept, nu prea am postit în viața mea. Dar de când mi-a făcut fata asta să poartă așa, am postit și am plâns zi și noapte. Și acum să ai un copil sau să ai dintr-o familie frumoasă, unul să nu mai vie acasă, să plece. Să plece, să chefuiască, să plece din cadrul familiei. Credeți că e ușor? Când se rup legăturile astea, e ușor? Aveți copii? Dacă un copil preferat al vostru într-o zi n-ar mai veni acasă și ai aflat că e cu niște vagabonți prin Cluj, te-ai bucura? Dar de unde? Eu tot m-am gândit, de ce a plecat băiatul ăsta de acasă? Unul mi-a spus că din dor de duc așa. Vine câte un dor de duc și se duc și n-ai ce le face. Eu mă rog în seara asta, dacă aveți fii risipitori, să întoarcă Domnul acasă. Sau dacă voi sunteți fii și fiice nepăsătoare, să vă întoarceți înapoi acasă. Locația nu e o zonă geografică, o plecat într-o țară depărtată. Asta e un simbol, o plecat departe de familie, o plecat departe de Dumnezeu. Și am urmărit progresia degradării. Băiatul ăsta, în primul rând, a rupt relațiile de familie. O lăsat acolo un tată plângând, o lăsat robi, prietenia de altă dată și a plecat. O ajuns într-o țară depărtată unde și-a cheltuit averea ducând o viață destrăbălată. Un pas mai departe, că așa se întâmplă. Când pleci din adunare, când pleci din familie, când pleci dinaintea lui Dumnezeu, întorcându-i spatele, ajungi să duci o viață destrăbălată. Ce înseamnă destrăbălare? Spunea Apostolul Pavel, Efeseni 5, nu vă îmbătați de vin. Aceasta este destrăbălare. De Lot spunea în 2 Petru 2 cu 7 că omul ăsta își chinuia sufletul din pricina vieții de destrăbălare care duceau cei din Sodoma și Gomora. Și să știți dumneavoastră, când ai ales să pleci dinaintea lui Dumnezeu, păcatul în tine va progresa. Când făceam școală la Iași, am avut un coleg, a început să meargă la adunare. Nu era botezat în apă, foarte, foarte deștept, foarte bun. Era vârf în toate. A început să vină la adunare, era foarte râvnitor, cunoștea foarte bine Scriptura, dar la un moment dat, amăgit de diavolul, a început să nu mai vină la adunare, a căzut în păcate diferite, noi eram la școală, nu venise profesorul, colegii au scos niște cărți, jucau poker, jucau cărțile, eu am luat Biblia și citeam în Biblie. Și el îmi spune, dă-mi un pic Biblia, dragul, citești eu. Și deschide Biblia, citește și s-a deschis acolo unde spune că Duhul necurat când iese dintr-un om, umblă prin locuri pustii, fără apă, caută odihnă, nu găsește, se întoarce înapoi de unde a plecat.
și găsește casa curată, măturată, mai ia 7 duhuri și starea omului din urmă se face de 7 ori mai rea ca cea de întâi. Și el îmi spune, s-a ridicat părul pe mine, băi, ăsta sunt eu? Zic, tu ești. Și din omul ăsta a ajuns să divorțeze, a ajuns în îmbeții, a ajuns bolnav, a ajuns rău, 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 rău. După ani și ani, tot am stat de vorbă cu el și acum cred că are vreo 3 luni de zile, m-a chemat, frate Dragoș, vreau să iau boteză. Și acum cred că vreo 3 luni de zile o reușit, s-a înturnat la Sfânta Pocăință, o primit boteză. De atunci am vorbit cu el în nenumărate rânduri și e plin de bucurie. El este un fiu care s-a întors înapoi la Tatăl. Progresia păcatului. O rupt relațiile de familie, o ajuns să ducă o viață destrăbălată și într-un final o ajuns îngrijitor la porci. Pentru evrei asta era un insult, era un păcat de netolerat. Tu, evreu, de neam de evreu, să ajungi îngrijitor la porci, ajunge să moară de foame, nu avea ce să mănânce, ar fi mâncat mâncarea porcilor, nimeni nu le-o da. Vă dați seama pe unde a ajuns băiatul ăsta și ce avea la tată sau acasă. Și de ce a plecat? Aș vrea să vorbesc în al doilea rând de întoarcere acasă. Că aici îmi place mai mult să vorbesc cum băiatul ăsta s-a întors înapoi acasă. Și poate ar trebui să vorbesc de beneficiile pedepsă. Eu am întâlnit fii risipitori plecați de acasă și mamei i-a spus Duhul Sfânt, lasă-mă să lucrez cum știu eu, să-l aduc înapoi. Dumnezeu are metode prin care lucrează, nouă ca părinți, nu ne plac întotdeauna metodele astea. Dar pedeapsa câteodată e binevenită. Mi-aduc aminte, scrie că Maria și cu Aron au bârfit, au vorbit de rău pe fratele lor, pe Moise. Acum vă spun un lucru, când cineva vorbește de rău, primul care aude e Dumnezeu. Și Dumnezeu a auzit și Dumnezeu s-a supărat și Dumnezeu a pedepsit-o pe Maria cu lepră. Dar pedeapsa aceasta a pus stop la un păcat. N-a mai vorbit Maria, a recunoscut că a greșit. În Corint era un păcătos și frații l-au dat afară. Și spune în 2 Corinteni 2:6, măi, primiți-l înapoi ca să nu fie doborât de prea multă întristare, că omul ăsta a înțeles pedeapsa. Iar în Psalmul 141 cu versetul 5 spune, lovească-mă cel neprihănit, că lovitura lui e binevenită. Pedepsească-mă el, că pedeapsa lui e ca un delemn turnat pe capul meu. Eu știam că Duhul Sfânt e un delemn, Psalmul 133, bucuria părtășii ca un delemn turnat. Dar uite că psalmistul spune și pedeapsa câteodată e ca un delemn turnat. Că pedeapsa aceasta, turnată pe capul acestui fiu risipitor, l-a făcut să-și vină în fire. Vorba românului, i-a venit minte la loc. Și Dumnezeu pedepsește o țară. Și Dumnezeu îngăduie o foame mare și în foamea aceasta fiul risipitor își aduce aminte de mama, de tata, de familie, de ce avea el acasă. Odată mă gândeam cum a fost o foame de mare. Cei care studiază Scriptura știu că în țara Canaan și în Egipt era o mare foamete. Și Iacov le-a spus la feciorii lui, duceți-vă în Egipt că este greu. Și-a plecat din pricina foamei, a plecat în Egipt. Știi ce s-a întâmplat? Acolo s-a întâlnit cu fratele lor, cu Iosif, pe care ei l-au vândut de ani și ani de zile. Mă, dacă nu era foamea asta, nu era întâlnirea. Dar Dumnezeu are modalități care nouă nu ne plac, dar în modalitățile acestea Dumnezeu ne pune iarăși împreună. O mai fost o foame în timpul lui David? Când Saul a păcătuit împotriva gabaoniților și a fost o secetă mare, Domnul a îngăduit o foamete și David întreabă, ce să fac?
și a fost restabilită dreptatea lui Dumnezeu. O mai fost o foamete în timpul lui Ilie, când n-a plouat multă vreme. Era o foamete așa de mare. Și în foamea asta care a fost restabilită adevărata închinare. Când pe muntele Carmel Dumnezeu coboară foc, mistuie jertfa lui Ilie și ceilalți proroci falși rămân cu toți de rușine. O mai fost o foame în vremea lui Claudiu, spune Fapte 11, 28-30. Și atunci toți ucenicii s-au unit, au făcut o strângere de ajutoare și au trimis la Ierusalim. Nu ne place foamea, se preconizează o criză alimentară. Preconizează. Dar eu cred că Dumnezeu pentru noi are pâine. Credeți și voi? După Revoluție povesteam că un reporter din ăsta la radio în Botoșani a luat un interviu la soția unui preot ortodox, la Coana Preotasă, care avea 13 copii. Și a spus, doamna preoteasă, 13 cu dumneavoastră, 2, 15, 45 de porții de mâncare pe zi. Cum asigurați hrana asta la toată familia? Și femeia asta, femeie cu minte, a spus, la noi, noi nu mâncăm fără să spunem Tatăl nostru. Și în rugăciunea Tatăl nostru îi prinse și bucățica noastră de pâine. Nu vă gândiți că la mine în casă de 45 de ori pe zi se rostește rugăciunea, pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi? Și la atâta rugăciune n-are Dumnezeu pâine? Are pâine. Și mulțumim lui Dumnezeu că ne-o dă. Frații mei, vedeți dumneavoastră, pedepsele acestea au și ele partea bună, chiar dacă nu ne plac. Încercările sunt niște lecții pentru noi. Ce învățăm noi din încercările prin care trecem? În primul rând, ne cunoaștem mai bine pe noi. Eu cred că sunt tare, sunt credincios, sunt puternic, mai ales când stai după amvon, mai ales când cânți acolo, când toate îți merg bine. Dar când vine un diagnostic cancer, când soția e bolnavă de cancer, când copiii au probleme, când treci prin încercări, printr-un faliment, în firma la care lucrez. Eu am văzut milionari, multimilionari în euro, care au dat faliment și am dat și eu bani ca să aibă ce mânca. E, atunci, în falimentul ăsta, ce înveți? În primul rând, te cunoști mai bine pe tine. Ăsta sunt eu. Că până la urmă nu suntem decât oameni. În al doilea rând, îl cunoști mai bine pe Dumnezeu. Așa noi avem o vagă părere despre Dumnezeu, dar încercări, în necazuri. Noi vorbim că Dumnezeu vindecă, că Dumnezeu ajută, că Dumnezeu binecuvintează, dar când chiar o face în mod special pentru tine, atunci îl cunoști mai bine pe El. Eu am avut harul să văd cu ochii mei vindecări mari, cum bolnav în ultimul stadiu de boală au fost vindecați la rugăciune și l-am cunoscut pe Dumnezeu, că e un Dumnezeu care vindecă. Repet rugăciunea înaintea lui Dumnezeu, dacă sunt între voi bolnavi în trup, să fie puterea Domnului de vindecare peste voi. Și credeți că Domnul vă poate vindeca? Că până la urmă, în Corinteni 4:20 spune, împărăția lui Dumnezeu nu stă în vorbe, ci stă în putere. Fie puterea Duhului Sfânt aici, în adunare. Ce învățăm noi în încercări? În primul rând, ne cunoaștem mai bine pe noi. Îl cunoaștem mai bine pe Dumnezeu. Și în al treilea rând, ne califică pentru slujire. Eu am avut o constituție bună, n-am stat prin spitale, mulțumesc Domnului. Dar prin chemarea care o am, trebuie să merg la spital, la câte un bolnav. Măi, când intru în spital, miroasa medicamente. Eu nu pot suferi aerul. Și mă duc în salon și întreb ce faceți, mă duc la geam, deschid geamul.
Și bolnavii strigă, închide, că ne trage curentul. Și stau așa cum pot acolo. Nu știu să vorbesc cu bolnavii. Le spun că Domnul face bine și mă duc. La noi aveam un frate, era foarte, destul de dur. Și mi-aduc aminte că odată la timpul de rugăciune s-au primit niște bilete să ne rugăm pentru bolnav și el a spus, dar voi faceți ce vreți, umblați cum vreți și după aceea veniți la noi să ne rugăm. Dar nu era îndemnul motivator, dar vorba lui, n-a spus-o. După o vreme, tata mulți copii, mult peste 10, s-a îmbolnăvit de cancer. Adunarea a postit, s-a rugat, el a făcut tot felul de tratament, i-a căzut părul, la un moment dat chiar credeam că moare. Dar Dumnezeu s-a îndurat de el și a venit în fire, i-a crescut părul, s-a înroșit în obraz și la adunare l-am pus la un timp de rugăciune, în rugăciunea pentru bolnav să motiveze. Și el a luat biletele și a spus, să ne rugăm pentru bolnav, tare rău când ajungi pe la spital, tare greu când ajungi pe mâna, să ne rugăm cu toată inima. Și eu așa un pic de cărcotaj din bancă spuneam, s-a trebuit un cancer pentru asta, ca să simți cu altul. Dar încercarea asta ne califică, ne dă brevet. Ăla care a fost bolnav știe să vorbească cu un bolnav. Ăla care și-a pierdut un copil știe să vorbească cu alt părinte. Eu am o soră mai mare cu 10 ani ca mine, rămasă văduvă de la 40 ceva de ani, cu 4 copii. Acum are 73 de ani, nu s-a mai căsătorit. Dar acolo aproape a murit un alt bărbat, un slujitor al Domnului, la vreo 40 de ani. Și toți s-au dus o mângâie pe văduvă. S-au dus, i-au transmis condoleanțe, și-au spus părerea. Și s-au dus și sora mea la urmă. Și spune, hai să vorbim noi, că eu te înțeleg. Eu am rămas cu 4 copii mititei, știu ce înseamnă asta. Și s-au împrietenit, da, că tu, cu tine am ce vorbi de acum. Dar cu acele care au bărbați, familie lângă ele, așa din politeță spunem, na, Domnul, știi, mândrie, Domnul. Dar astea sunt calificați. Încercările ne califică. Și Dumnezeu îngăduie anumite pedepse, dar noi luăm partea bună din pedepsa aceasta. Și boala, în Ioan capitolul 11, versetul 4, Lazar e bolnav. Domnul spune, boala asta e spre slava lui Dumnezeu. Eu vreau ca din toate lucrurile Dumnezeu să-și tragă slava. Și în Evrei capitolul 12, versetul 10-11, și părinții noștri ne pedepseau, după cum credeau ei că e de cuviință, dar ne pedepseau pentru binele nostru. E adevărat că orice pedeapsă nu pare o pricină de bucurie, ci de întristare, dar aduce mai târziu celor ce trec prin școala ei roada dătătoare de pace a neprihănirii. De când am înțeles lucrurile astea și anumite pedepse care au venit, știu că sunt metode a lui Dumnezeu. Noi suntem câteodată tare nepricepuți, suntem duri așa. Și atunci Dumnezeu folosește câte o nuia mică, că El ne pedepsește din dragoste, ca să ne aducă înspre El, ne disciplinează. Și mulțumim Domnului pentru asta. Când vorbim de întoarcerea acasă, eu am vorbit efectiv de, vreau să vorbesc de momentul acela hotărârii. O venit pedeapsa asta peste fiul risipitor, ca un de lemnul din psalmul care l-am citat. La omul ăsta, la băiatul ăsta, i-a venit minte la cap și a spus, atâți argați ai tatălui meu, au belșug de pâine și eu mor de foame aici, mă voi scula, mă voi duce acasă la tatăl meu și îi voi spune, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, nu sunt vrednic să fiu fiul tău, primește ca pe unii din robi. Și versetul următor știi ce spune? Și chiar în ceasul acela s-a sculat și a plecat la tatăl său. Dar eu întreb, dacă se hotăra, dar nu pleca la tatăl, nu murea de foame? Știți ce e pocăința? În Noul Testament, Roman 12:2,
să nu vă potriviți chipul veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre. Pocăința este în Noul Testament o hotărâre interioară luată puternic în inima ta. În Vechiul Testament, când li se spunea la evrei să se pocăiască, ei trebuiau să facă ceva. Ei știau că au ceva de făcut. Termenii ăștia pus împreună înseamnă că pocăința e o hotărâre interioară aplicată imediat. Că sunt oameni care se hotărăsc la pocăință, dar nu se mai pocăiesc, rămân cu hotărârea. Și un filozof spunea că drumul spre iad va fi pavat cu intenții bune. Am vrut să mă pocăiesc, n-am apucat. Am vrut să mă duc la un bolnav, am vrut să ajut în încă, dar n-am mai apucat. Odată un frate spune, măi frate Dragoș, n-ai mai venit pe la mine de mult. Frate Gheorghiță, de 3 ori m-am pornit, dar n-am mai ajuns. Dar el îmi spune, dar cel mai aproape până unde ai ajuns, când te-ai pornit? Pe mine m-a surprins, stăm, zice, măi, ai ieșit din curte măcari? Zic, nu, te-ai gândit, nu te-ai pornit. Sunt oameni care se gândesc să se pocăiască, dar nu pornesc pe calea pocăință. O armă perfidă folosită de diavolul îi amânarea. Și cu arma asta diavolul câștigă milioane de oameni. El nu spune că nu-i bună pocăința. Am să mă pocăiesc și eu, dar un pic mai târziu. Eu am o poveste care am spus-o multora, pe mine m-a marcat. Mama mea, am mai avut o soră, mătușa Firuța și un uncheș, uncheșul Vasile. Soțul mătușa Firuța, uncheșul Ilie, avea școală de ofițeri făcută la Berlin și când au făcut ăștia insurecții armate, pe el l-au făcut prizonier, că acum românii s-au întunat împotriva nemților. El era la Berlin, în școala germană. Au făcut lagăr, au venit acasă, mătușa pocăit, un verișor de-al meu băiat pocăit, măi, Ilie, pocăiește și tu. Firuță, eu știu că trebuie să mă pocăiesc. Eu știu că trebuie să eu botez. Eu știu că trebuie să eu botez, că în Sfânta Scriptură botezul în apă se ia la vârsta majoratului. Fac o paranteză. Fratele Iliuță de la Vicu era omul de casă la directorul general de la combinat. Era pocăit, avea cheile, îi repara pe acolo și îmi spune, măi, Iliuță, ai odată o problemă, vine la mine că o te rezolv. Și odată se duce, bate la birou, secretarul îl cunoștea, bate la ușă, o, domnul Iliuță, ce faci? Domnul director, am o problemă, numai mama tale mi-o poți rezolva. Spune, hai că o facem. O născut nevastă-mea un băiat. O, să trăiască, l-o felicitat, știți ce aș vrea? Aș vrea să-l angajați aici la combinat. Directorul spune, da, vă las, dă-l la o școală, fac o școală și când crește mare, îl angajăm. Nu, domn director, aș vrea să-l angajați acum, să-i meargă vechimea. Zic, măi, dar cum să-l angajez, mă, un băiet mic, că mă dau ăștia la ziar? Spune, dar dumitale, cum ești creștin din leagăn? Să ai așa o vechime în creștinism. Și uncheșul meu spunea, Firuța, eu știu că trebuie să eu botez, că așa scrie în Biblie. Eram cu trenul în ajut, în vreme ce era mecanic locomotivă. Mă sună mama, Dragoș, unde ești? În ajut, când vii acasă? Cred că mâine mă întorc. Dar de ce? Uncheștul tare bolnav, vrea să iei boteză. Eu zic, spune la uncheșul că dacă dă domnul, vin mâine acasă, vorbesc cu el și dacă corespunde, îl botezăm. Dar el se frământa, avea 83 de ani. Era un bărbat greoi, așa s-a frământat în pat, s-a dat jos din pat, ca să pornească la mine. O căzut jos. O venit Bade Zanfir cu Bade Lazar, 2 vecini, o chema mătușa că era greu și ăștia spune, băi, Ilie, vine Dragoș mâine și te botează, măi, dacă vrei botezat. El sta în pat așa, tot se învârtea, roată, se învârtea, s-a ridicat, a făcut 2 pași, o căzut jos și a murit. Mă sună mama, Dragoș, stai liniștit cu încheștul, a murit. Eu așa m-am supărat și am spus, m-a rugat, Doamne Iisuse, dacă l-ai așteptat 83 de ani, dacă tu ești Dumnezeu și nu depinzi de timp, ce nu l-ai mai așteptat o seară?
Eu nu-s proroc. Dar așa un glas puternic mi-a spus, dacă l-am așteptat 83 de ani, el de ce nu s-a botezat? De ce m-a așteptat și-a amânat și-a amânat? În Egipt erau niște plăgi, niște urgii grozave. Una din ele se cheamă broaștere. Și spune Biblia că o femeie gospodină, acum mă uit în partea asta la gospodinile din Cluj, au pus făină, apă, sare, drojdie, eu nu știu, frământ. Au pus acolo și au frământat și când au frământat, i-a sărit o broască. Mai mâncați plăcinte? Știu că nu-i frumoasă predica, eu nu predic de aici. Se duce un egiptean obosit sau o femeie să culcă pe o pernă brodată, frumos, apretată și sare o broască pe pernă. Mai vine să dorm? Că așa spune că broaștele s-au suit în patul lor, în coca lor de făină. Și era îngrozit tot Egiptul. Și merge Moise la faraon și spune, mai când vrei să mă rog să se ducă broaștele? Faraon se gândește și spune, mâine. Și un predicator a făcut o predică intitulată Încă o noapte cu broaștere. Ce avea să mai facă faraon în noaptea aceea? Ce au oamenii de făcut că își propun să se pocăiască la anul, peste 2 ani? La noi au venit 3 fete de la Hor din sat, au venit la adunare, la pocăit să vadă cum e. Și așa le-a plăcut că au rămas în adunare și au luat botez. Una s-a căsătorit imediat, dar fată de gospodar, eu sunt de la țară, sunt din Bucovina, fată de gospodar. Și când făceam evanghelizare, l-am chemat și pe tatăl său, ba de Gheorghiță îl chema Maxim. Și au venit odată, de 2 ori, au început să-i placă. Și au spus, mai venea și duminica dimineața, când nu mai-l vedem pe ba de Gheorghiță că intră în adunare. La un moment dat îi spun, îmi fac curaj, ba de Gheorghiță, atâta trebuie să te pocăiești. Uite, Aneta e aici, tău mai are rost. Băi, băiete, eu sunt om serios. Eu am fost gospodar, toată viața am botezat și am cununat și am fost la toate nunțele. Vezi, mai am un băiat mic, îi logodit, în vară are nuntă. A doua duminică după nuntă, uite la mine, aici vin și cu voi rămân. În prima vară, că asta era spre sfârșit de iarnă, așa, în prima vară s-a îmbolnăvit de apendicit, nu știu cât e de grea operația. S-a dus, că e ușoară operația, și l-a adus într-un sicriu. Nu mai prins nici nunta la băiet, nu mai prins nici ziua când să se pocăiască. Știi că în viața ta este un moment, momentul când îți vii în fire, te-ai dus în lumea aceasta, ai cheltuit avere, ai cheltuit mult din ce ți-a dat Dumnezeu, ai întors spatele la Dumnezeu și acum El vrea să-ți vii în fire, să te hotărăști, mă duc înapoi la Tatăl meu. Vedeți ce dragoste, 1 Ioan 3 cu 1, ne-o arăta Tatăl. Să ne numim copiii Lui și suntem. Și El ne vrea înapoi împărtășie cu El. Tu te hotărăști, poate în mintea ta, am să mă pocăiesc. Dar hotărârea asta, dacă nu e urmată strict acum, vine diavolul cu tot felul de piedici și rămâi la o simplă hotărâre. Și repet, drumul spre iad e pavat cu intenție frumoasă. Ce am mai vrut să punctez eu la întoarcerea acasă, în afară de beneficiu și rostul pedepsirii, în afară de momentul ăsta strict al pocăinței, când băiatul ăsta s-a înturnat acasă, nu veni cu prieteni, cu anturaj. Cât ai bani, ești patron, ești sănătos, ai o grămadă de prieteni pe lângă tine. Fă numai o probă, spune, băi, am dat faliment, îți pe zero. Atunci ai să vezi tu prietene. Și când e sănătoasă, tătii pe lângă tine, și nașă, și cu mătri, și chefuri și distracții. În momentul când ai sărăcit, când te-ai îmbolnăvit, când ajunge o povară pentru careva, nimeni nu mai are nevoie de tine. Cât băietul ăsta a avut bani, a avut prieteni, a avut tovarăș, ăla mai mare la cuză și-a cheltuit averea cu femeile desprânate, că ești grozav cât ești pe val, cât e jos, nu te mai știe nimeni. Și băiatul ăsta acum singur a spus, eu mă duc la tatăl meu,
Nu mai avea prieteni, nu mai avea bani, nu mai avea mijloace să trăiască și singur o pleca la tată. Că și în fața judecății tot singur ai să stai. Eu eram la Brașov în clasa 12-a. Eram vreo 42 de băieți, din care vreo doi aveau deja ordin de recrutare, că fusese rămași repetenți. Din care câțiva erau campioni naționali, erau un centru puternic de lupte greco-romane. Niște vlăjgăi mari, așa. Am hotărât tăți să fugim de la o oră. Nu ne-o convenit de profesor, cum era în liceu. Am fugit toți să mergem la film. Dar eu, pocăit, nu mă duc la film. Și îi știu. O spus, băi, pocăitule, nu rămâi la oră. Zic, nu, uite, fug și eu cu voi, dar eu fug, stau în cămin. M-am dus și am stat în cămin, eu fugi la film, vine a doua zi dirigintele. Băi, de ce ați fugit ieri? Dar noi, da, doar dirigintele, gura mare, gura mare. Măi, se uită la roată, se duce în cancelare, vine cu director, vrea să ne spună noi cu gura mai mare. Nu știu ce au vorbit între ei, vine directorul, spune, Antal Ciobi, era un ungur campion la lupte, bine făcut, poftim în cancelare. Băi, să îl duce în cancelare, să vine înapoi, stă ca un miel în bancă. Boț Micloș, ăsta erau niște maghiari, poftim cu mine. Îl duce, vine cu minte. Boro Tibor, băi, care cum vine de acolo și asta, te capul în jos. Noi eram grozav 40. Când ne-o lua câte unul pe rând, acolo cine... Eu, la mine nu a mai ajuns. Eu eram croitor, eram cu... Când nu a mai ajuns la mine, că așa eram camielul și ei. Vă dau afară din școală, vă exmatriculez, vă pun să plătiți contractul, dăm telegramă la părinți, vă trimit la mine, eu știu, îmi povesteau ăștia. Știi cum veneau așa? Cât de luptători erau. Și m-am gândit, cu clasa eram buni, câte unul, ei de la judecată. N-ai să mergi cu neamuri, cu rudi, cu fin, cu mătri. Haideți, nu. La judecată stai tu și Dumnezeu. Tu trebuie să dai socoteală de faptele tale, eu dau socoteală de faptele mele. Și tânărul ăsta a spus, nu mai am nevoie de anturaje. Scrie 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 33. Nu vă înșelați, tovărășiile rene strică obiceiurile bune. Am întâlnit familie de top în creștinism, care au ajuns să dea faliment, au ajuns la divorț, știi de ce? S-au împrietenit cu niște familii rele. Am întâlnit băieți buni, buni la școală, buni în adunare, și-au făcut niște anturaje dubioase și-au plecat ca fiul risipitor. Rugați-vă, Domnul, să nu vă scoată în cale prieteni din ăștia periculos și învățături străine. Că prieteniile strică obiceiurile bune. Și băiatul ăsta s-a înturnat înapoi singur. Așa cum a plecat, a venit și a cerut iertare. Și un al treilea gând care l-am, mă uit la ceas, îi lecțiile reîntregirii, bucurie mare. Și vorbesc ceva de tata. Tata l-a văzut de departe. Înseamnă că l-aștepta în fiecare zi. Cu mâna așa scruta orizontul. Oare băiatul meu n-a să vie acasă? Băiatul își făcea mustrări de conștiință, își făcea el poezia lui. Am să-i spun, tată, am păcătuit, nu sunt vrednic. Tata l-a văzut. La evrei, un om cu prestanță nu fugea, nu alerga niciodată. Era un om cu prestanță. Când l-a văzut, o uitat de prestanța lui, de cine el. I-a alergat înainte, i-a căzut pe grumaz și o plâns acolo amândoi în drum. Tata, iubește. Și scrisoarea de dragoste a lui Dumnezeu e aici. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, ca oricine crede în El să nu piară, să aibă viață veșnică. Și m-a iubit și pe mine. Și te-o iubit și te iubește și pe tine. Asta e lecția care ne-o dă tata. Dar tata ne mai dă o lecție. De multe ori noi o neglijăm. Tata e drept. Nu mai împarte averea încă o dată. Fiule, îi spune la cel mai mare, ce e al meu e al tău. Fiul ăla risipitor s-o ales cu o pereche de ciuboțele și o mâncărică bună.
Atâta. Nu mai împărțit averea. Că eu am întâlnit fii risipitori plecați din biserică, vin înapoi și își vor iar parte de avere. Iar vor în comitet, iar vor în slujbe. Tata nu mai împarte averea. Tata îi bun, tata îi dragoste, dar e drept. Ce am învățat eu de la fiul cel mai mare? Asta Domnul i-a spus pilda la cărturar, le-a pus oglinda în față, uite, sunteți voi. El a rămas cu tata în casă, nu a plecat în țara depărtată, dar tânjea să se veselească și el cu prietenii. Că spune, tată, nu mi-ai dat un ied ca să mă bucur și eu cu prietenii mei. N-avea să mănânce friptura cu tatusul într-o masă de familie. Nu, tot cu străinii, tot cu prietenii. De multe ori, noi am rămas în adunare. Și eu frecventez adunarea de peste 63 de ani. Sunt în adunare. Și câteodată privesc la câte unul din ăsta așa care se duce și vine ca fiul risipitor. Câteodată noi nu iubim ca tata. Noi ne temem că ne ia avere, că nu știu ce se întâmplă. Dar eu aș dori ca azi, frață, surorile, care sunt în adunare, copiii care au rămas în familie, să primească cu bucurie pe cei care vin înapoi. Știu că tata îi primește cu bucurie. Și mai am aici, am spus eu, regulile casă. Când vii aici, de unde vii tu? Egal, din lume, din păcat, ai fost pocăit și te-ai dus și vii înapoi. Respectă regulile casă. Că a spus tata, schimbați haina. Noi vedem asta un semn de bunăvoință, de dragoste și e adevărat. Dar eu mai văd ceva acolo. Tata nu te lasă la el în casă cu haină de porcar. Tata nu-ți dă voie la el în casă cu un încălțăminte care miroase a porc. Tata are casa curată. Tata are curat casa sfântă. Și dacă ai fost și te-ai murdărit, nu mă interesează. Eu știu că sângele Domnului te poate ierta, te poate curăța, dar trebuie să vrei lucrul ăsta. Nu vine cu mizeria de afară și o adună adunare. Nu vine cu haina și papucii de afară să-i aduce în adunare. Că regula casă e asta. Schimbați încălțămintea, schimbați haina. Dumnezeu să ne ajute. Și pe când mă pregăteam să închei, m-am văzut silit să mai am un gând scurt. L-am intitulat Măsuri de prevenție. Eu tot m-am mirat de evreii care au rătăcit 40 de ani în pustie. Mult m-am mirat. Ei trebuie să meargă pe un drum scurt, să ajungă în Canaan, s-au rotit în jurul unui munte 40 de ani, roată. Spune că au rătăcit în pustie. Dar scrie în Exod 13 cu 21, în Exod 40, 36, 37, că Îngerul Domnului mergea înaintea evreilor. Și am spus, s-au rătăcit Îngerul Domnului? Îngerul Domnului nu mai știe geografie, îi ducea când încolo, când încoace, că ei nu ridicau tabăra până nu pornea Îngerul. Cum s-au rătăcit evreii ăștia? Și în Cartea Evrei, capitolul 3, versetul 10, spunem, așa-i poporul ăsta, m-am dezgustat de el. Ei totdeauna s-au rătăcit în inima lor. Rătăcirea evreilor a început din inimă. Ei acolo s-au rătăcit. Când băiatul ăsta a plecat de acasă, încerc să dau un răspuns la prima întrebare. El cred că era dus cu inima de mult de acasă. Numai fizic mai sta acolo și la un moment dat a plecat în mod fizic. Băiatul ăsta era dus de mult de acasă, era rătăcit în inima lui. Și m-am uitat că înainte de a pleca chiar fizic din adunare de acasă, sunt niște semne care ne vorbesc ceva. Spune în Deuteronom 32 cu 28, poporul acesta e un popor care și-a pierdut bunul simț. Când băietul tău își pierde bunul simț, așteaptă la ceva mai grav. Și sunt mulți care își pierd bunul simț. La evrei legea era că după ce moare tata se împarte averea. Fiul cel mai mare lua o parte îndoită și ceilalți împărțeau între ei. Ca să ceri averea tatălui atâta vreme cât trăiește el, însemna să-i spui,
trebuie să mori, nu mai am nevoie de tine. Băiatul ăsta a fost obraznic când împotriva obiceiului evreiești și-a cerut partea de avere cât o trăi tată. Adică și-a pierdut bunul simț. În Efeseni capitolul 4, versetul 19 spune: ei și-au pierdut orice pic de simțire și săvârșesc cu lăcomie orice fel de nelegiuire. Eu când eram copil mic, trebuia să dau bună ziua la toți oamenii în sat. Mi-aduc aminte că satul Cajmană a fost declarat oraș. Și îl întreb pe păstorul de acolo: băi frate Vasile, de când v-a făcut oraș, aveți ceva avantaje? Și el spune: da. Dar ce e avantajul? Nu ne mai dăm bună ziua în sat. Că în oraș nu se mai dă bună ziua. Atât am cunoscut de când mi-a făcut oraș. Eu când eram mic și trebuia, odată mi-aduc aminte când venea prezbiterul adunării spre mine, nu știu câți ani aveam. Domne, ca în armată, mi-am aranjat haina, îmi făceam idei cam ce să-i spun. Când am trecut pe lângă el, mi-a spus: pacea Domnului Iisus, așa de frumos, el m-a salutat. Îmi spune acum un om de ordine la noi din adunare, în vremea campionatului de fotbal, dacă sunt chibiți, că intră în baie, erau vreo 10 puștani, și intră omul ăsta de ordine și unul întreabă: cu Messi ții sau cu Ronaldo? Ăsta ce a spus, măi? Dacă îl pui să spui apostol sau fiul lui Iacob, nu știe. Zice: băi, și-o pierdut bunul simț. Când nu mai ascult de mama, nu mai ascult de tata, nu mai ascult de frați, nu mai ai bun simț în societatea în care trăiești, vezi că ești pe punctul de a pleca. Prima dată oamenii își pierd bunul simț. În Psalmul 14, versetul 4 spune: și-o pierdut mințile. Că în versetul 1 spune: nebunul zice în inima lui, nu este Dumnezeu. Eram odată pe tren în vremea lui Ceaușescu, mergeam spre Rădăuți, cântam noi acolo și a venit un ofițer, am înțeles că era un securist, dar era beat și era cu nevasta. Și omul zice: băi, ce cântați aici, știți cum era în vremea lui Ceaușescu? Băi, ce cântați aici, nevasta? Lasă-mă, nu știu, lasă-mă, dă-le pace când ești copii. Nu? Ia citește tu, ci să citești Psalmul 14. Unul deschide Biblia, spune: nebunul zice în inima lui, nu este Dumnezeu. Dar nevasta: hai măi omule de aici, și l-a luat de acolo. Și-au pierdut mințele, scrie în Psalmul 14, versetul 4. Sunt oameni care își pierd mințele. Să ai acasă tot ce trebuie, dragoste de tată, de mamă, să ai pâine, să ai și să pleci de acasă. Eu cred că băiatul ăsta întâi o pierdut ceva mintea. De ce i-a plecat el de acasă? Și apoi scrie în Numeri 21:4: poporul și-a pierdut răbdarea. Eu dacă depășesc câteva minute acum ea, voi o să vă uitați, eu am predicat și cineva s-a uitat la ceas așa în fața mea, nu vedea bine. Și eu am priceput că trebuie să-mi închei, nu mai are răbdare. Și i-am spus că era pescar: bine mă, când te duci pe baltă, arunci undița dimineață, stai până la două fără să prinzi nimica, dar ai răbdare. Numai în adunare ne pierdem răbdare. Și sunt tineri care n-au răbdare să steie, cu o jumătate de oră ies mai înainte. Aveți grijă, când își pierd răbdarea, într-o zi fiu pierdut, se duce cu tătul. Pavel spunea lui Timotei, 1 capitolul 1, versetul 19: Timotei, să păzești credința și un cuget curat, pe care unii l-au pierdut și o rătăcit de la credință. Credința asta frumoasă a creștinismului se păstrează într-un cuget curat. În momentul când ai pierdut curăția omului dinăuntru, atunci ești un fiu pierdut deja. Și Samson, omul ăla viteaz, capitolul 16, versetul 19, și-a pierdut puterea. Că a venit Dalila și l-a tuns zero, așa ca în armată. Și în momentul când l-a tuns, el și-a pierdut puterea. Sunt câteva pierderi care prevestesc o plecare de acasă. Fiul ăsta, și cât era în casă, era pierdut. Într-o zi a fost pierderea fizică. Astea le-am numit eu măsuri de prevenție. Uitați-vă bine, când vedeți asta, îndreptați, vorbiți, rugați-vă. Și într-un final, în Ieremia 31:17, ca să închei într-un ton pozitiv, strigă Dumnezeu: este nădejde pentru fiii tăi. Ai fii risipitori, ai fiice nepăsătoare, aveți voi ca biserică oameni plecați, este nădejde.
într-o zi doresc ca Dumnezeu să ies în calea acestor oameni. Cum știe El? Dar să-i aduc înapoi. Cel mai bine ar fi la dragoste să răspundem cu dragoste. Dumnezeu te așteaptă, te așteaptă de multă vreme. Nu contează păcatele tale, nu contează cazierul tău, ce ai fost în lume. El când te vede că vine, aleargă înaintea ta, plânge alături de El și te primește în bucurie. Amin.